Salut și bine v-am găsit la un nou vlog. Unii ar spune Bogdan ai plecat în luna de miere. Bă, pot să zic că pentru mine ar fi perfect, dar nu, suntem la Zaga Zaga, o să mergem și în luna de miere. Până una alta am venit aici la Zaga Zaga după nuntă, așa să mă relaxez și eu puțin, să mai aduc niște crap la poză. Sper de data asta. Adică să nu dormim trei noi. Adică sper că și de data asta o să aduc niște crap la poză. Suntem pe alt loc de data asta. Tura trecută am stat undeva în partea aia, în colțul ăla încolo. Mă rog, nu se vedem undeva colț, așa ca să zic așa, acum suntem opus în partea asta, la altă. Și apropo, codul IBM10 pentru reducere pe site-ul celor de la Zaga, ca să aveți reducere acolo, mai este valabil până pe 12 noiembrie, așa că ca să știți când se încheie sezonul. După se încheie sezonul că vine frigul, iar după repornește iar când începe căldura. Așa că mai aveți timp să-l folosiți, mai aveți timp să veniți, așa că s-a răcit, e perfect pentru pescari, e tot ce trebuie, vremea perfectă. Bine, mă gândesc că nu pot să mai ies acum la 3 dimineața în chiloți, că răcesc, chiar abia am scăpat de pastile. Dar de data asta am venit și cu mama, i-am luat și ei cazare pentru că i-am promis, a fost ziua ei și am zis cu soția mea frumoasă care este în spatele camerei, trebuie să te filmez pentru că știți că ea este, este partenerul meu de pescuit aici. Și anul trecut când am fost, am zis că o aducem, dar din păcate era la muncă și nu putea. Acum știți problemele ei cu tensiunea, cu inima, cu astea, a luat o pauză, ca să zic așa, de la muncă, că trebuie să stea liniștită și a prins foarte bine pentru că am putut să o aduc și aici, așa că hai să mergem până la ea să vedem ce face. Hai să vedem ce face, mamă. Te-ai pus pe Facebook, gata? Da, să mă uit un pic. Îți place cum este? Da, e frumos. E frumos? Uh-huh. Dar ai fost pe ăsta aici? Nu, hai, cum e? Că nu mă aduc acolo. Haide, vino, vino că nu pățești nimic. Amețesc. Deci mama nu mai la apă să mă duceți pentru că s-a terminat. Dacă a văzut apă, gata. Nici nu apucă să pună piciorul. Andreea, ce bătaie de drag. Și mie. Te bat, Andrei. Păi pe mine doar mă ține aici cu camera. Nimic asta, uite, pot să sar pe el, nu sunt întâmplă nimic. Amețesc. Nu sunt întâmplă nimic, cu ce frumos să vezi dincolo, vezi? Unde stau oamenii la pescuit? Mă, unii sunteți? Noi suntem la unicasa aia acolo. Unii aia din fața ta lângă. Cred că au camera la fel ca noastră. Da, și eu cred, n-am fost niciodată pe Lacumic. La Lacumic aici, nu, ăsta se numește Lacumic, unde dau eu la pește, este Lacumare. Da? Dar e bine. Nu, au la fel ca noi. Da. Da. Au la fel ca noi. Curat, ai zis ce mișto în baie. Curat. Dacă vă este fric și astea, vă arăt eu cum să dați drumul peste noapte și să se încălzește, vă bagă căldură. Dacă vrei ceva aici, iei de aici. Ce să iei? Ai beri, ai apă, nu știu, aluni, chestii, habar n-am. Gata, mă duc la mine acolo, că am o grămadă de treabă. Hai că acolo. Veniți acolo, da, haide. Deci data asta suntem sus și soții la pescuit. Da, biti, dar dacă ai pescuit... E altceva. Nu, că o dau jos acum, nu te gândi. Să zic. O dau jos acum pentru că bag mâna în apă, bag mâna în nad, în astea și v-am zis. Deci noi stăm undeva în capăt acolo și noi suntem în față acolo. Pungi cu tot ce se poate. Era, nu cred că era domnul ăsta care trecu pe lângă noi, nu? Nu, nu, era celălalt. Care vine și te aduce cu trăsura, ați văzut în primul loc, n-am făcut, te aduce până aici cu bagajele. Așa aveam o cutie la mașină și zic, puteți să mă ajutați puțin? De el zice, a, dar ce nu pot să o iei? Zic, nu, nu prea pot să o iau. Când a apucat de ea, iar a rămas așa, deci fii atent, a apucat și a făcut așa. A rămas înțepenit, zic, dar ce ai adus aici? Zic, vreau 30 de kg de mâncare, dar zic, de boilisuri. De aia nu puteți să o luați. Asta era cutia cu pricina. Poți să râdești tu ăla? Deci vreau să vă arăt atât. Dar mai sunt dedesubt, că sunt una peste alta. O dată. Mai sunt. Ba, mai sunt și sub alea. Pe partea asta. Aici iar. Aici iar. Bă, el. Gata, uite. Pune undeva ca lumea, ca să nu mai am grijă ei. Mă bag pe treabă, sper să revin, nu știu când. Am scăpat. Ha, mă, iubita. Am făcut și ea gluma acum, am mâncat vașgura, iar de glumi cu mine. Eu fac review la boilisuri aici pentru că m-am obișnuit cu ele și parcă vedeți, pot da? Să-mi dau cu părerea. Ajutorul meu aici, mirosea aia, zice aia, că astea miroase, nu știu plac mai tare decât ele. Astea sunt de 30, uitați-vă cât de mari sunt, sunt gigantice, ori intră ceva, ori nu mai intră, nu știu, habar n-am. Bărcuța pregătită aici, plantat, mergem undeva acolo, acolo și acolo, poftim? Punem și și. Da, combinăm. Zi, mă, mamă, prindem ceva? Toți pești. Toți pești? Am venit eu prima dată aici și-i prindem. Mi-ar plăcea să prind un pește când este și mama, doar că sunt sigur, adică 100% o să prind, n-are cum, doar că
tu vei dormi 100%, că ăștia trag dimineața la 2, la 3. Mai stai 2 ore și las oameni. Normal. El zic, stai, uitat la ceas. Am făcut așa schemă. Bine, chiar am vrut să mă uit, dar mi-am dat seama după aia că am vrut să arăși. Chiar s-a uitat acum, așa zis. Tic oricât, tic oricum, acum nu cred că o să tragă mare lucru. Da. Că la noapte trebuie să faci turi. Mi-e frică, sincer. Nu sunt pregătită încă, nici fizic, nici psihic, să mă trezesc. Da, Andreea, de exemplu, acum când eu sunt la Zaga la pescuit, înainte era pe laptop, muncea. Ca să înțelegeți, adică. Cred că sunt singur în vacanță cum ar veni, care e pe bune 100%. Nu mă înțelegeți greșit. Îi place, nu-mi place, dar e obositor. Doar că de ce noaptea și nu ziua? Da, e frustrant că toată ziua stai aici, exact, nu s-aude nimic. Degeaba, exact. Când vrei să te pui și tu în pat, zici, mă culci 10 minute, atunci tragi. Deci atunci tragi. Când ți-e lumea mai dragă și somnul. E foarte obositor. Este obositor. Și e și trezirea că trebuie să te duci instant, imediat, că altfel l-ai pierdut. Adică nu mai. Ai apucat să te pui în pat și știți cum e când treci din nou în somnul ăla adânc, la o oră și un pic, și fix atunci când adormi înapoi exact cum trebuie, bum, sună da, ăla. Atunci ați de bam, păi du-te. Și sună, zici că te scoală din morți. Ce mai frumos decât la pescuit, frumos, cu soția, cu mamă, toată lumea, pare divin. Sincer, am vrut să dau eu drumul la cameră să filmez când trage direct, dar n-am mai apucat că mi-era frică că îl scăp. Că înainte de asta am mai avut o trăsătură și l-am scăpat. L-am înțepat puțin, l-am ținut, nu știu, cât 10 secunde și după l-am scăpat. Vezi? Mhm. E obosit. Uite ce frumos i-a dat drumul, foarte frumos. Nu m-am chinuit. Bă, să știi că e destul de grăsuț. Nu știu cât are, sincer să vă zic, dar o să o cumpărim. Am scăpat frumos și de asta. Ah, în sfârșit, prima captură. Am dat rateu prima dată pe la 10, cred că a fost, nu? Vezi un pic, e ceas. Undeva pe la 10, cât e ceas acum? Uh-huh. E aproape 12, 23:46. Vede, dar mă rog. Îmi pare rău că s-a dus mama să doarmă. Că aș fi vrut să vadă și ea, dar mai avem timp. Și mâine, și poi mâine, poate am noroc și prind mai devreme. Ea nu poate să reziste, asta este, să duce la somn. Până la urmă ăsta după peștele meu, până dimineața, până prind eu. 7 kg? Da, 6-7. Dăm apa prima dată. Micut. 7-800. Da. Frumos. Merge, pentru sparg gheața, eu zic că e bine, e perfect. Da. Ne-am pozat cu el, îl dăm puțin aici, că văd că are, uite, are o rană aici. Îl dăm și la gurițul, l-am înțepat. Foarte frumos a plecat. Da. Băi, cred că mă duc și o să mă întind puțin în pat, pentru că e deja 20 ceva ceasul. Andreea s-a dus în pat, cred că are o oră și ceva de când a adormit. E obosită și o înțeleg, nu-i problemă. Mai am două lansete la apă. Știți că la una am prins un crab de 7 kg și ceva. Mai am încă două. În caz de ceva, am stația, sună și bineînțeles, ies afară, sincer. S-a lăsat puțin răcoare, nu mai e ca vara, adică m-a luat puțin frigul. Și vreau să mă întind și o să stau puțin la căldură. În caz de ceva, avem aici și o să ies. Dacă nu, ne vedem dimineața. Băi, ne-a venit și nouă micul dejun. Am și terminat. Am și terminat de mâncat. Ideea este că eu m-am trezit mai dimineață pe la vreun 8. Am plantat din nou lansetele. Știți că seara am mai lăsat două. Nu s-a mai întâmplat nimic, liniște totală. Oricum a început să bată vântul aseară. Bătea vântul destul de tare. Avem aici un cățel și am ceva să pape. Și dimineața le-am scos pe toate și le-am plantat din nou. Acum vedem ce-o fi. Dacă avem noroc pe zi să prindem ceva, e bine. Dar în seara asta m-am pus în plan să stau mai mult, adică până dimineață să stau pe el mai ca lumea. Bine, sper să nu mai fie ca seara să bată vântul așa tare, că bătea vântul, ați văzut, aveam două glugi aveam în cap. Am scos lansetele, acum e ceasul 12, le mai plantez încă o dată, mai vreau o dată la ora 4, le las 4 ore, după aia la 8, după aia la 11 și de la 11 le lăsăm pe noapte. Dacă vă uitați, pe mâinile mele sunt roșu peste toate din cauza la bilele astea de 30. Ia, dăm puțin borcanul ăla, dar cred că v-am arătat la început. Mă murdăresc pe mâini pentru că las un fel de nor din ăsta și zici că am vopsit ouă, n-am fost la pescuit, zici că am făcut altceva. Da, uite și ăstea sunt, uitați, ăstea, vedeți?
lasă un nor din ăsta, are un praf din ăsta și mă fac pe mâini. Ce să mai zic, mă, că am soția perfectă, iar o laud, o să zic lumea că o laud, băi, că e a ta, dar nu, e a mea, dar n-am ce să spun acum, sincer vă zic, vă zic sincer. Deci mi-a ăsta, dacă... Spune, mă, iubita, fă aici tot ce trebuie. Dar din alea alte? Din alea alte mai avem puțini și am zis că le păstrez pe noapte, ce părere ai? Că din alea am luat doar o pungă, al unii tigrate din alea. Te-am prins, ce faci? Deci ești cu camera pe mine? Ce faci? Stau și un pic pe internet. Fii de internet la umbră, că apare bate vântul, nu? Da. Dar mama, aseară numai aici a stat în leagănul ăsta, cred că a stat vreo 3 ore, îi place rău de tot. Dar sunt mișto. Sunt mișto, nu? Și am plecat. Pregătim pentru diseară. Pregătim locul acolo. Te-ai plimbat? Da. Da? Da. Dacă îmi da comandă de mâncare. Da, bine. Uh-huh. E ca la voi acolo în cameră, e bine, nu? E bine, nu? Băi, am intrat în casă, că a început vântul, ca și aseară. Mă uit la meci România-Kosovo când filmez eu vlogul ăsta. Voi nu știu când îl vedeți, probabil sâmbătă, habar n-am. Cât e ceasul, mă, iubita? Vreo 11? Vreo 11, am văzut că s-a întrerupt, s-a afișat pe aici, nu știu ce banner, nu știu ce din astea. Ideea în felul următor. N-am mai tras, n-am mai prins nimic, adică nicio activitate, nimic. De când le-am plantat ultima dată, bine că le-am mai scos o dată, am mai filmat, nu cred că am mai filmat acum ultima oară când le-am plantat, acum seara, nu cred. A stat și mama aici cu noi, dar a luat-o somn și s-a dus la ea, la căsuță în partea altă, pe lacul mic. Nu rezistă, nu, adică na, eu înțeleg, nu-i problemă, dar mi-ar fi plăcut, poate, nu știu, poate mâine avem noroc să vadă și un pește. Andreea, bineînțeles că este aici cu Netflix-ul, uitați-o aici. Pregătește ceva să ne uităm. Până o să vadă vlogul, zi repede un scor. Ce crezi tu că se termine? Eu zic că o să termine 1-1. Tu? 2-1 pentru România? Nu. Pentru Kosovo? Da. Andreea zice 2-1 pentru Kosovo. Bă, mi-ar părea rău, dar la cum jucăm în ultima perioadă nu mă mir, adică, da, na. Hai, vedem ce o să fie la final. Habar n-am, ăsta e scorul pe care îl spunem noi acum. Voi probabil că meciul o să termine și o să vedeți deja asta scorul. Asta mișto așa, mă uit la serialul meu. Mai bine, ne uităm la serial, ai dreptate. Eu nu mă uit la fotbal decât în afară atâta. Nu vreau da, să... când e Champions League, când e din astea, chiar să uită cu mine. Cei care ne urmăriți pe Instagram, probabil că aș și văzut că punem mereu și ne uităm împreună, îi place. Am încercat să mă uit și la fotbalul românesc, dar da, nu prea. Nu mă țin în priză deloc. Păi ce te țin în priză rău dacă ei întrerupe meciul, stau numai pe jos, în fine. Nu mai zic nimica. Revin când sună soneria asta, sperăm să suni să ne jucăm cu un peștișor cu ceva. Ce m-a trezit din somn. Hai și pe mine. M-am mutat la meciul României, că acolo rămăsesem și am văzut că a bătut cu 2-0. Ia uite. Sună aia în cască nebună. Cred că da. Dai tu ăla, te rog? Da. E un mititel din ăsta. L-am văzut. M-a făcut praf. 6 kg și... 6 kg, nu? 6. A, că ăsta e micul, să nu e așa mare, uite. Păi, ne-am trezit și noi, am stat, am dormit, n-am mai făcut nimic de când m-am trezit dimineața la 6 și acum am scos lansetele ca să le plantăm iar. Și vreau să vedeți ceva. Nu știu dacă se vede de soarele ăsta. Bă, la asta aici, uitați-vă puțin. Nu mai am cârligul, nu mai am nimic. Ce what the fuck s-a întâmplat? Am rămas doar plumbul și atât. Dar cârlig aici zero, nu mai am nimic. Care e explicația? Că nici nu mi-a tras, că auzeam la stații sau ceva, vă dați seama. Cum s-a rupt? Nu înțeleg cum a ajuns așa.
Deci ca să înțelegeți, bilă de 24, da? Bilă de 24, adică e mare mâncavaș gura voastră. Am scos acum lanseta, v-am vreau zis, ca să încărcăm. Eu. Eu ia fiți atenți. Uitați-vă și voi cine a venit la bila mea de 24. Eliberează captura asta imensă. Mi-am făcut un prieten aici, vi-l arăt imediat să-l vedeți. Stă cu mine aici pe ponton, ia fiți atenți. Tovarușul meu aici. Bă, ce faci, mă? Se chinuie, se prinde. Bă, stai cu minte, mă. Fă-și, mă, cât e pișcă albina, nu fi nebun. Stai aici, așa, cât e pișcă albina, mă, prostule. Stai cu minte, cât e pișcă, stai cu minte. Lasă-o în pace. Te pișcă și... Hai să ai botul atât, hai să ai botul. Stai cu minte. Deci mama are acum 2 minute de când a plecat, că nu mai rezista, voia să culce. Și, ce credeți, am intrat în casă și mi-a și tras. Și am sunat acum să se întoarcă înapoi de la ea, de la căsuță. Am niște în picioare goale, vezi? Da, ești în șosete, asta v-am zic, și eu sunt în papuci. Și am pantaloni ăștia, o să mă aud larcă. Zici că-i din... Cum îți place? Da! Zici că-i din filme. Vezi și frumoase? Da! 7400. E frumos, e mare. Da! Gata! Dar ce-i face așa? Când am înțepat acolo, și dacă nu-l dezinfectezi, poate să-i infectezi. Da. Prinde microbi în apă și moare, nu-l mai prinzi după aia. E amețit acum, de aia nu pleacă. Dar o să o ia acum, că și-a oxigenul. Ia uite. Uite. Nu mai țin nici, lasă. Gata, da. Până la urmă am prins pește, m-ai văzut. Da. Ai văzut imediat cum se plești tu, așa a făcut și tura trecută. I-am zis, mai stea o leacă, mă duc miso. A venit peștele până în ora 12. Abia ce am plantat-o pe aia prima, de acolo, la care am scos pește, am intrat în casă, m-am schimbat și eu de șosete și ce credeți? A plecat asta din mijloc, imediat, a și sunat. E bun. E bun, dar e mai nebun ca el. Înțelegi? Mhm. Ce zic? Mhm. Șase, șapte, am fost pe acolo. Da. Ia să ridicăm la o poză pentru cameră. Ăsta-i. Ok. În rest curat, foarte frumos. Să avem grijă, că după aia să ne bucurăm și altă dată. E păcat să omor un exemplar din ăsta, crede-mă. Bine, oricum aici la Zaga e pescuit sportiv. Dar chiar e păcat. O ia foarte mult timp să crească, an la rând să crească. Și să vii tu să-l pui într-o tigaie că ai mâncat tu o masă, mi se pare așa, nu știu. Da, na. Bă, ce frumos a plecat. Plantat unde trebuie. Gata, înapoi în casă. Să-mi dau și o geaca jos, dacă și-ar lua lumină și camera asta să vedeți ceva, ar fi perfect. Deci geaca mea stă mereu aici, într-o parte, șapca undeva pe masă aici unde avem și camera și lanterna și tot. Și uite așa, asta mă pun frumos aici, pe TikTok, prin comentariile mele, pe Instagram, ce mai facem, mai vorbim, mai una alta. Soneria e aici mereu la capul meu, deci aici stă. Când a sunat, am ieșit direct pe ușă, nu mai țin cont. În chiloți, în pielea goală, fără geacă, fără aia, eu îmi pun mereu asta aici, că știu că e fric și răcesc, dar când a sunat asta, eu nu mai țin cont de nimic. Am plecat direct, descălțat, nu mai țin cont. După vine și Andreea, vă dați seama că ea nu e rapid așa ca mine, eu plec direct pe ușa asta, credeți-mă. Da, dacă mă ieși din somn, mi-ți... Deci eu, băi, deci când a sunat, nu știu să vă explic, eu mă teleportez direct pe ăla acolo. Eu trebuie să recunosc că tura trecută, sincer, cred că la ultimii doi pești, când apucasem să țipez la loc,
Când a sunat ăla, mi-a luat 5 secunde numai să realizez ce mi se întâmplă, gen. După să mă ridic să asta. Și hanoracul meu, vreau zic, stă așa, un pic așa lărgut, știți? Numai, că, să... numai că te intri în el direct, ca să pleci afară. Bă, oricum, chiar dacă mai întârzii, nu-i problemă, pentru că, până la urmă, important este să vedeți peștele ce scoate din apă. Asta e important. Da, adică când sunteți plictisiți, vedeți drill-ul, oricum, durează 20 minute. Eu oricum mai tai din filmare, pentru că nu ai plictisitor să vezi pe cineva care mulinează așa și mai ieși beznă afară, poate dacă era lumină, era altceva, dar așa e beznă, nu se vede absolut nimic. Bă, e frumos, dar în același timp este obositor, pentru că, cel puțin eu, când mă pun aici și mă ia somnul, ațipesc așa, stau așa, iepurești. Cred că dacă a scăpat cineva, nu știu, un fulg jos, eu am auzit, m-am trezit imediat. Numai, ce da? Ce? A sunat? Ce? Trage peștele? Da, dorm cu stres. Sau dorm așa cu stres, dorm, am soneria asta în cap. Ba, pe mine acum o săptămână, eu au numai soneria asta acasă. Aș fac în pat când sunt pat. Nu, asta am din astea, după mine, la sonerii. Îmi dă teroare. Nu știu, vreo 3. 3? Mm-hmm. N-ai telefonul, n-ai nimic. Nu, dar m-am uitat mai devreme și la 3 fără ceva. Ești treabă. Mai fă culoare. Ui, ce rău e. Ce rău e. E frumos. Zece chile? Mhm. Mamă, nu pot să ridic. Ne-am trezit și noi acum. Aseara a fost ultima trăsătură aia de la ora 3, nu? Am mai rămas astea două lansete pe noapte, dar nu s-a întâmplat nimica. Cam asta e partida, mă pun să strâng tot ce avem aici, mergem și la mama să o ajutăm și pe ea cu bagajul. Bă, sper că v-a plăcut, v-am zis, nu uitați de codul IBM10 până pe 12 noiembrie, mai e valabil, până atunci mai e deschis sezonul, dacă vreți să-l folosiți, vă ajută la reducere. Îmi doream să-mi întreg recordul de 17 kg, da, n-a fost să fie. Poate la anul când începe din nou sezonul și vin mai pregătit sau am mai mult noroc, habar n-am. Cam asta e treaba. Da și voi un like acolo, forță. Mă pun să strâng aici. Sunt bucuros că am reușit să o aducem și pe mama. Că de ziua ei am luat doar tort atunci. Știți că ziua ei a fost odată cu nunta noastră. Și, na, cu problemele de sănătate cu astea, n-a plecat nimic vara asta și am zis, n-a plecat nicăieri vara asta și am zis, bă, hai să o scoatem și noi undeva și știți că anul trecut am fost cu părinții Andrei și ea n-a putut să vină că muncea. Acum a fost invers. A venit mama și n-au putut a ei să vină pentru că au avut treabă. Sper la anul să ieșim cu toții în formula completă, dar unul are treabă, unul așa, unul așa. E grea viața asta de adult că faci diferite lucruri și nu te întâlnești așa mereu. Gata, mă pun să strâng, vă pup, dați un like acolo, forță și ne vedem la următorul vlog. V-am pupat, pa, pa!